Doamna Maria e din Letea Veche, obișnuiește să-și amplaseze taraba în cartierul Zimbru și a format deja clienți fideli cărora le vinde lapte, borș sau verdeață. La pensia care o am eu la 3 milioane și 500, foarte, foarte puțin, dar nu avem ce face, mergem înainte. Pentru suplimentarea veniturilor financiare precare, vine în oraș să-și vândă produsele din curte și doamna Daniela, o femeie din Secuieni. Să facem și noi un ban, să avem și noi cu ce trăi. La sfârșitul zilei, comercianții ambulanți nu reușesc decât să scoată un profit mic peste cheltuielile pe care le au cu transportul. Cu toate astea, de 2 sau 3 ori pe săptămână își încearcă norocul în cartierele orașului. Mașină, o pâine, două, cred că mare lucru iese. Să avem și noi cu ce trăi, bani scumpul de azi pe mâine. Nu facem averi, nu facem nimica. În ziua de azi totul e scump, totul e... Asta este. Cel mai des frecventează cartierele sâmbătă și duminică, zile în care sunt mai mulți potențiali clienți, dat fiind faptul că mulți sunt liberi și mai merg la cumpărături.